Adriana, pentru că ei au cele mai noi și proaspete amănunte. Teoretic, povestea asta, exact cum v-am spus-o înainte de publicitate, pentru cei care au deschis aparatele mai târziu, situația este în felul următor. Adriana Bamuseanu, împreună cu fiul ei cel mic, au fost astăzi la protecția copilului sectorului 5, pentru că cel mic refuză să se mai întoarcă acasă la Silviu Prigoana, acolo unde instanțele stabiliseră domiciliul, pentru că, spune el, este supus violențelor repetate și unui tratament total neadecvat. A fost audiat timp de 2 ore și mai departe o să le dau cuvântul lor și le mulțumesc că sunt alături de noi în această seară. Să rămână Adriana, bună seara, Horațiu. O să vă rog din momentul ăsta, din punctul ăsta, să preluați voi, să preluați legătura, pentru că e o întârziere și îmi va fi greu să pun întrebări și să ne lămuriți pe noi cum stau treburile. Bună seara și îți mulțumesc pentru susținere și ție și colegilor de la Antena Stars. Vreau să încep prin a spune că am vrut să mă înțeleg amiabil cu fostul meu soț, cu Silviu Prigoană, și chiar am vorbit cu avocata dânsului mai multe rânduri, avocații au vorbit între ei, să facem un acord notarial prin care fiul nostru, Eduard, să poată locui în domiciliul meu. Din păcate, fostul meu soț, după ce inițial a fost de acord, a refuzat să mai facem acest notarial. Am fost obligată de situație să depun ordonanță de urgență la tribunal și aștept de 2 săptămâni un termen, deși legea spune că aceste cazuri cu minori se judecă cu celeritate, adică la urgență. Și pe această cale fac un apel către doamna Alina Gorghiu, ministrul Justiției. Știu că și dânsa are 2 copii și aș vrea să o întreb dacă ar trece printr-o situație ca a mea, ce ar face și cum mă apără pe mine statul român și pe copilul meu în această situație în care copilul meu este expus a agresiunilor din partea tatălui în mod repetat, domiciliul copiilor mei, al ambilor copii, s-a schimbat și am fost de acord cu asta. Știți bine că tot la emisiunea voastră am spus că am renunțat la judecată. Da. În decembrie 2019 a ieșit hotărârea prin care ambii copii, pentru că Maximus își dorea să locuiască cu tatăl lui, să schimbăm domiciliul de la mine la fostul meu soț. Custodia a rămas comună, deși noi în tot acest timp nu am discutat absolut deloc, doar prin notificări sau prin avocat sau curier. Mi-a trimis sporadic ce se întâmplă la școală. În timpul pandemiei nu am avut acces să-mi văd copiii. Mi-a fost ruptă legătura firească, naturală, cu copiii mei. Am sesizat în timpul pandemiei de mai multe ori DGASPC sectorul 3, care inclusiv a monitorizat programul de vizită care nu se respecta și mi-au spus doamnele de acolo să mă adresez instanței de judecată. S-a terminat această pandemie și întrucât fostul meu soț a fost de acord ca în acest an să petrecem o vacanță împreună, eu și copiii, așa cum știți, am plecat în America și acolo fiul meu cel mic a început să-mi povestească ororile la care a fost supus de către tatăl lui. Mi-a spus că nu mai dorește să locuiască în domiciliul acestuia și vrea să se mute la mine. Și în plus față de aceste lucruri, chiar a dorit el în mod expres să meargă la protecția copilului și la autorități să povestească tot ceea ce i s-a întâmplat. Inclusiv va merge la tribunal în fața judecătorului ca să mărturisească tot ceea ce s-a întâmplat. Adriana, în întâlnirile voastre, chiar și din perioada pandemiei, cele mai rare, așa cum spui, sau, mă rog, apoi, imediat după pandemie, până la această vacanță în America, ei nu s-au plâns, sau el nu s-a plâns niciodată de aceste rele tratamente? Acum a început brusc în America să spună toate treaba asta? Ba da, mi-au spus că tatăl lor este nervos, că de multe ori are izbucniri nervoase. Le-am spus că întotdeauna la mine acasă este o bază de siguranță, că pot veni oricând să locuiască la mine, dar trebuie să fie hotărâți ca să facem asta legal la judecător. Mi-aș fi dorit, vă repet, să nu ajungem din nou în stadiul acesta de scandal, dar nu se poate, nu există altă variantă cu fostul meu soț, căruia îi place foarte mult scandalul, așa cum știți foarte bine, și de ani de zile mă denigrează. Eu vreau să mă gândesc de ce nu ai început de mersul ăsta atunci, de la primele informări, de la primele semne.
Am început acest demers imediat după ce am venit din Statele Unite. Am contactat-o pe avocata mea, Ionela Vasile. A depus această ordonanță. Tot așteptăm un termen la judecată și din punctul ăsta de vedere aici vreau să vă spun în ce situație ingrată mă aflu eu astăzi. Deci mie astăzi mi se pregătește un dosar penal. Eu, ca mamă, dacă nu convin copilul să meargă la școală, așa este, da. Risc un dosar penal pentru, pentru neglijență educațională. Asta înseamnă că o să mă duc la pușcărie. Dacă se duce la școală, legea din România de acolo, nu? Exact. Pentru că prigoană intră în școală, este vodă prin lobodă în școala aia. El este șeful, poate intra cu mașina în instituția de învățământ, îl poate lua de acolo, poate face ce dorește. Dar înțelegem că copilul Adrian nu mai vrea să meargă la școală de frica tatălui, nu? De a nu se întâlni cu acesta. Copilul nu mai vrea să meargă la școală de frica tatălui. Exact, asta am vorbit azi și la protecția copilului. Am spus, eu nu pot să expun copilul unui agresor. Copilului e frică să-l vadă pe taică-su pentru că știe ce va urma. În știe afară că taică-su de aceste să povești forța, pe care el ți le-a relatat în America, mai sunt alte dovezi? Ai găsit sau, mă rog, ai remarcat pe corpul lui vânătăi sau ceva, altceva în afară de strictele lui relatări? Că probabil psihologii... Da. Știu să găsească acest lucru, dar și mama simte dacă... Tocmai despre asta vreau să vă spun. I s-au făcut mai multe teste la protecția copilului. Nu este prima dată când mergem. I s-au făcut teste tocmai ca să se demonstreze că nu minte acest copil care este efectiv traumatizat. Psihologii au metodele lor. Vacanța asta cu lacrimile în ochi. Da, au metode și eu am terminat psihologie, am și un master. Corect. Deci am două facultăți, vreau acum să mă înscriu la doctorat. Am tot interesul ca fiul meu să fie bine educat. Normal. Și să meargă la școală. Dar în acest moment eu nu-l pot convinge pe acest copil să fie expus unei agresiuni. Drept urmare, mie mi se va deschide un dosar penal. Deci ne luăm la revedere capatos că mă duc la pușcărie. Înțelegi? E, nu dramatiza. Asta este situația. Dacă așa mă apără pe mine legile din... legile din România, nu știu, dar până analizează ei situația, mai trece multă apă pe Dunăre. Probabil fostului meu soț este frică ca nu cumva eu să mă duc în politică să candidez și vrea să-mi facă o nasoală din asta, așa, să-mi facă multe dosare penale, tocmai ca să mă determine să mă retrag din activitatea asta. Deși n-am anunțat că... Da, nu, știi, relația părinte-copil cu politică e vorba. Și cu alte, nu despre asta prostie. E vorba. Nu, da, vreau exact, să vă... Vreau, păi altfel cum îți explici? Că am vrut să o rezolvăm amiabil. Am vorbit cu avocata de 100 de ori. Dom'le, hai să mergem la notar. Hai să facem o hârtie. Hai să ne înțelegem. E totul ok. Da, Adriana, nu știu, mai facem scandal în presă. Nu mai apărem doar public. Prin prisma relației extrem de contondente pe care voi ați avut-o. Niciun caz a dorințelor lui politice, pentru că nu prea îl văd să-și pună... Fie el și Silviu Prigoane să-și pună copiii la bătaie pe niște interese dar nu politice. Despre asta adică e vorba. Mult prea departe. Nu de, important na, este că să descoperim dacă e adevărat ce spune el și să existe o rezolvare cât mai rapidă, să ajungă la școală și să nu mai pățească, să nu treacă prin ce spune că trece. Atât, atât. Este adevărat ce spune copilul. Este adevărat pentru că i s-au făcut, repet, mai multe baterii de teste la DGASPC. Este adevărat pentru că un copil de aproape 13 ani nu are cum să mintă din moment ce este atât de hotărât. Eu v-am trimis o filmare cu copilul pe care v-am rugat să nu o dați publicității, dar ca exact, să vă convingeți. Da. Dar vreau să vă spun că mă doare sufletul pentru că fiul meu trece prin așa ceva. Adrian, și cel mare putea legal trece prin aceeași traumă și a început... Ca Eduard, ca băiețelul tău să-și mute domiciliul la tine. Păi nu e după cum vrea el. Cât ar mai putea legal vorbind, ce a zis avocata? Mergem la instanță, până când primim un termen, până când primim un termen de la instanță, și mergem apoi la instanță, să copilul fie favorabilă declară că vrea la mine, instanței. Își expune... Și apoi soluția să fie favorabilă. Din practica judiciară, evident că la această vârstă, judecătorul ține cont de dorința copilului, aceea de a sta la mamă sau de a sta în altă parte sau ce-și dorește el. Pentru că este deja mărișor. Corect. Și are discernământ. Dar vreau să vă spun că mă doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă cu copiii mei. Maximus mi-a spus de mai multe ori în această vacanță că bătaia e ruptă din rai și că taică-sul bate spre binele lui. Ceea ce este îngrozitor de grav. Am făcut sesizări și la sectorul 3, acolo unde Maximus încă locuiește cu tatăl lui.
Înțelegeți deci este extrem de gravă situația și vă doare sufletul că trec din nou prin așa ceva. Am vrut să fiu tolerantă, să închid acest scandal, să-i las pe copii să locuiască unde vor ei. Știți foarte bine care e diferența între apartamentul meu și casa lui Silviu Prigoană, care era până nu de mult cea mai frumoasă casă din București, unde aveau copiii loc de joacă, piscină și toate facilitățile. Nu se comparau condițiile. Dar și știu că de fiecare dată când mai veneai, sincer, pe alte subiecte te întrebam cum sunt copiii. Și tu ai zis, domne, sunt foarte bine, se simt bine, exact. Sunt, cresc într-un mediu, într-adevăr, unde pot face performanță în orice domeniu își doresc ei. Se pare că afară era vopsit gardul și înăuntru era leopardul. Eu toată această pandemie, până s-a terminat, am stat și am râcăit la ușa lui Prigoană ca să pot să-mi văd copiii. N-am vrut să mai spun lucrurile astea în presă, pentru că mi se părea prea mult. Am vrut să o rezolv cu ajutorul autorităților. Dar și autoritățile sunt legate de mâini și de picioare. Aici este problema. Pe mine, în momentul ăsta, statul român nu mă apără deloc. Dacă eram în America, în acest moment, un tată agresor, nu vorbesc de fostul meu soț, orice tată care era acuzat de propriul copil de acte de agresiune, era în cătușe în arestul poliției și își aștepta sentința. În România este bine mersi în libertate, dispune de bani foarte mulți, are tot felul de influențe peste tot și uite că în continuare nu înțelege să ne împăcăm amiabil, să fie de acord să se mute copilul la mine, să fie de acord dacă și Maximus dorește să vină la mine, să o poată face. Nu. Din păcate, toată pandemia mi-a oprit orice legături personale cu copiii. Copiii n-au apucat decât sporadic să-mi spună care este situația, dar mi-am dat seama că era o munte de suferință în sufletul lor. Înțelegeți? Mă bucur în cele din urmă că tot răul e spre bine și că, iată, fiul meu cel mic și-a luat inima în dinți, e foarte hotărât și s-a hotărât să stea cu mine în aceeași casă și să, până la 18 ani cel puțin, să locuim împreună. Ce spune fratele lui? Adrian, mi-ai spus ceva că... El în ce situație este? Cum este pedepsit doar unul singur și celălalt nu? Sau cum? Nu. Evident că sunt pedepsiți amândoi, numai că Maximus, din păcate, s-a obișnuit cu pedepsa. I se pare, v-am spus, că este spre binele lui, ceea ce e foarte grav. Îi deci Maximus va afecta vrea să rămână, voi ați vorbit? Maximus ar vrea să rămână la Silviu? Oscilează. Maximus, de fapt, vrea să se mute în America la